Bun găsit la o nouă emisiune Urban Chic. În ediția de astăzi discutăm despre sărbătorile de iarnă, despre Crăciun, despre lista pe care o pregătim pentru masa în familie de Crăciun sau de ce nu la restaurant și despre un Crăciun pe care îl putem pregăti și îl putem sărbători tradițional sau de ce nu să ne inspirăm din bucătăria internațională. Mulțumesc mult înainte de a începe această emisiune, mulțumesc mult Floriei Nadia pentru frumosul aranjament și mulțumesc Florin Burescu Atelier pentru ținuta mea de astăzi. O am invitată alături de mine pe Maila Buci, care este bucătar șef la restaurantul Lino, care ne va vorbi mai multe despre cum să aranjăm și ce să consumăm pentru masa de Crăciun. Bună seara, Carmen, bine te-am găsit, îți mulțumesc încă o dată pentru invitație, mă simt foarte bine la tine în studio, deja am început să mă simt ca acasă. Cu mare drag! Ei bine, da, astăzi vom vorbi despre ce vom pune pe masa de Crăciun și sunt aici special pentru a arăta oamenilor că există și o altă variantă de a petrece sărbătorile într-un fel mai sănătos, să-i spunem așa. De bine, de rău, după cum bine știi, în ziua de astăzi deja există mulți oameni care au adaptat stilul vegetarian și tocmai de aceasta mă aflu aici pentru a da mai multe idei de stilul vegetarian pentru sărbători. Există foarte multe variante de a înlocui porcul. Dar înainte de acest lucru, vom vorbi puțin despre produsele românești, să le spunem așa. În principiu, telespectatorii noștri cred că deja sunt pregătiți. Acum cred că sunt gospodini la televizor care spun, băi, eu știu ce am de făcut de Crăciun. Lista este aproape. Da, avem sarmalele, avem lebărul tradițional, pomana porcului și multe altele. Eu, să fiu sinceră, după cum spuneam și mai devreme, am renunțat de ceva timp la carne. Ceea ce înseamnă că m-am bazat foarte mult pe legume și pe pește. Nu spun, acum cred că de sărbători voi gusta și puțin din pomana porcului pentru carnea aia moale de porc. Pentru că așa este tradiția, face, Doamne, exact. Spun sincer, nu sunt o mâncătoare de carne, niciodată n-am fost o mâncătoare de carne nebunită după, dar pomana porcului este deosebită, într-adevăr. Acum câțiva ani am gustat prima oară și nici măcar nu mi s-a spus, pentru că știam că este vorba de o carne băgată în multă untură și m-am gândit, băi, eu nu gust așa ceva. Ei bine, am gustat și să știi că am rămas surprinsă de cât de bună și cât de fragedă poate să fie această carne. Eu, în schimb, de sărbători sunt obișnuită să mănânc altcumva. Tatăl meu, am o imagine foarte clară de când eram mică și până acum. Tatăl meu în fiecare an pregătește o supă tradițională italiană, pentru că noi suntem originari din Italia. Exact. Tatăl meu este născut la mare, în sudul Italiei, în Abruzzo. Și tu ești născut în România? Nu, sau eu tot sunt născut Italia? În Italia. Am trăit până pe la 3 ani acolo. Apoi, apoi am venit aici, România. Exact. Ne-am deschis un restaurant aici și am rămas fix aici. Mergem doar în timpul vacanțelor de vară, în principiu, pe acolo. Dar uite că tradiția italiană a venit în România, iar tatăl meu a crescut în baza tradiției italiene. Și mi-amintesc că tot timpul de Crăciun, în fiecare an, chiar acum vorbeam cu el înainte de emisiune și am spus, băi, papa, uite, mi-am mintit de supa aia, o vreau neapărat de Crăciun pe masă. Este vorba de o supă tradițională, făcută cu niște perișoare tipice românești, cum sunt perișoarele noastre, dar este făcută din carne de vită, doar carne de vită, multe, multe legume în ea și pe bază de ou cu parmezan. Se face ou cu parmezan, se amestecă și pe aia se aruncă în supa respectivă și se vor face ca un fel de franjuri de ou cu parmezan. Este o supă extraordinar de bună și este lucru care mi-amintește mie cel mai mult de sărbători. Tot timpul când văd acea supă, îl văd pe tatăl meu servind supa la masă, pentru că el este capul familiei și așa este normal la noi în familie. Deci voi practic ați adaptat tradiția italiană, tradiția culinară italiană la cea românească, ați făcut o combinație. Am făcut o combinație pentru că trăim în România, suntem originari din Italia și știi cum e, bucătăria este inventivitate. În bucătărie nu trebuie să ne fie frică să încercăm orice. Cel mai important este să creăm o balanță între produse. Atât timp cât punem puțin din ceva și puțin din altceva, cu siguranță se va potrivi. Totul în funcție de gustul fiecărui om în parte. Exact, și tu știi cel mai bine lucrul ăsta, pentru că din ce în ce mai mult apar emisiuni, apar tot felul de concursuri, tu ești un fost concurent MasterChef România, lumea începe să caute rețete pe internet și atunci, pe lângă tiparul tradițional, încercăm să adaptăm sau să venim și cu ceva în plus. Da, să știi că în ultimul timp a devenit o manie acest lucru cu șefii bucătari de când concursurile la televizor și parcă din ce în ce mai multă lume încearcă să-și schimbe să prindă gustul, stilul, să spunem și, așa. Exact, să schimbe, să guste lucruri noi. Iar acest lucru pentru mine, pe mine mă bucură foarte mult. Eu fiind șef bucătar și încercând foarte multe lucruri de fiecare dată, îmi place când văd clienți care cer lucruri noi. Am oameni care vin și îmi spun, n-am gustat niciodată acest lucru, dar vreau să gust. Și pot să le spun felicitări acestor oameni, pentru că trebuie să gustăm. Până să gustăm, nu avem de unde să știm dacă ne place sau nu un lucru. Uite, eu în Thailanda am mâncat carne de șarpe.
Eu până atunci am zis, păi nu, eu nu o să gust așa ceva, dar am avut ocazia, nu mi-a plăcut. Nu știu, a doua oară n-aș mai gusta. Dar măcar am avut ocazia de a gusta o dată pentru a putea spune, uite, am gustat și nu mi-a plăcut. Și pe lângă carnea de șarpe, spun sincer, mi-au venit și cu sângele de șarpe să mi-l dea să-l gust. Deci că avea multe beneficii asupra corpului. Am gustat și din acel sânge de șarpe. Nu știu ce să spun. Da, asta ca o paranteză, că bănesc că nu ne recomanzi chiar așa lucruri excentrice. Nu ne recomandă. De ce nu? Dacă chiar au idei și vor să încerce, să încerce, că poate unul dintre cele care vor încerca le va plăcea, n-ai de unde să știi, gusturile sunt diferite. Dar concret, cum... spune-mi, te rog, scuze-mă că te întrerup, cei care vin la restaurant și aleg să nu petreacă neapărat Crăciunul acasă și vor să ia masa în familie, dar la restaurant. Ce optează? Pentru ce meniu optează? Să știu, uite, deja eu am rezervări pentru Crăciun, pentru noaptea de ajun. Uh-huh. 80% dintre cei care vor veni să ia masa de Crăciun sunt străini. De ce? Pentru că, din perspectiva asta, să știi că apreciez parcă mai mult românul. Pentru că românul știe că în ziua de Crăciun și noaptea de Crăciun de ajun se mănâncă în familie, la ei acasă. Sunt foarte mulți străini, de exemplu nemții. Nemții rarul să-i vezi stând acasă mâncând. Americanii, iarăși. Americanii, chiar dacă vedem acea zi a recunoștinței cu curcanul pe masă și vai ce familie unită suntem și toate cele, să știi că de Crăciun nu este așa. De Crăciun americanii se duc la restaurant. Austriecii la fel au această obișnuință de a se duce la restaurant. Așa și noi. Dar noi ce am făcut? În funcție de fiecare fel de oameni în parte, le-am făcut un meniu. Avem niște francezi cărora le-am făcut meniul pe bază de pește și îi vom servi la sfârșit cu prăjitura tradițională franceză, bouchée de Noël. Sper că am spus bine bouchée de Noël. Acum poate mă aud de vreun francez la televizor și spune că n-am spus bine. Pe franceză nu stau foarte bine. Este o prăjitură tipic franțuzească, are formă de trunchi. Este foarte interesant, arată foarte, foarte bine și este umplută cu vanilie înăuntru. Putem să comparăm puțin cu tradiționalul Carpați al nostru. Cam tot pe acolo, pe undeva, numai că ei au formă de trunchi, noi avem formă de munte, cam aia e ideea. Apoi avem italieni, foarte mulți italieni. Italienii au obiceiul de a mânca fructe de mare și pește în seara de ajun. Pe 24 decembrie se mănâncă pește și legume. Uite, caracatița, salata de caracatiță, este un italian, dacă îl vei întreba ce va mânca pe seara de 24, îți va spune eu, până la ora 6 seara nu mănânc nimica. Este o tradiție la ei să nu mânce nimic, un fel de post negru, cum avem și noi, cum avem ortodoxii. Așa și noi, catolicii, mergem că până la ora 6-7 seara nu se mănâncă nimic, se bea doar apă, iar la ora 7 seara ne punem toți la masă în familie și mâncăm fructe de mare, salată de fructe de mare, salată de caracatiță, file de bacala. Bacala se numește în italiană, face parte din familia merluciului, este un pește alb, dulce, cu foarte puține oase, care în general se face la cuptor cu legume lângă. Tatăl meu mi-amintesc că de fiecare dată făcea cu fasole lângă, fasole verde lângă. Ei bine, eu am mai schimbat puțin, am făcut un piure de fasole verde împreună cu năut, care am văzut că merge foarte bine. Italienii sunt foarte, foarte mulțumiți și le place. Iarăși, italienii nu renunță niciodată, nici măcar în ziua de Crăciun, la veșnica farfurie de paste. Pasta tradițională italiană, cum o mănâncă în fiecare zi, bine, o mănâncă și a doua zi, pe 25, este tradițională italiană. Nici o masă fără paste. Exact, nici o masă fără paste. Au acest lucru. Dar cum se întâmplă? Că totuși ei arată foarte bine. Adică nu... O să spun un secret, Carmen. Pastele spune, nu îngrașă. Care este secretul? Îngrașă sosul pastelor. Dacă tu, de exemplu, vei face o porție de paste pomodoro, adică cu sos de roșii, acele paste nu te vor îngrășa. Că după aia mergem și mai punem parmezan peste, cărniță, că ne mai gândim să punem niște carne, că facem niște paste carbonara cu ou și cu smântână și cu costiță. E normal ca acele lucruri să ne îngrașe. Dar pastele în sine, o farfurie de paste pe zi la prânz, nu ne va îngrășa. Decât dacă combinăm sau dacă după paste adăugăm carne, că uite acum deja intru pe nutriționism. Am învățat un lucru de la o doctoră foarte bună în meseria ei, în care îmi spunea, Maila, important nu este ce mănânci, ci felul în care combini acea mâncare. Că dacă băgăm și carne, băgăm și pâine, ce să spun, mai punem și un cartof lângă, e normal să ne îngrașe. Pentru că avem deja și proteine, avem și carbohidrați, nu. Important este să se mănânce cu puțin cap. Deci asta este secretul. Adică, pastele trebuie consumate ca atare, cu un sos simplu de roșii. De legume, în principiu. Un sos de legume este cel mai bun. Sau uite, foarte mulți copii în Italia mănâncă pastele doar puțin, cu puțin ulei de măsline peste și parmezan. Este un tip de rețetă foarte simplu de făcut, foarte bun și sănătos pentru copii.
De exemplu, sora mea până la 5 ani n-a mâncat altceva la prânz decât aceste paste cu puțin ulei de măsline. Uh-huh. Important este cum combinăm mâncarea, nu ce mâncăm. Pentru că oricine, în ziua de astăzi, trebuie să guste orice. Eu nu sunt de acord cu persoanele care țin acele diete stricte și nu mănâncă aia, nu mănâncă cealaltă. Nu. Uh-huh. Trebuie să mâncăm puțin din fiecare, să ne bucurăm corpul, pentru corpul cere. Și atât încât corpul cere, trebuie să-i dăm, dar cu limită. Dacă avem o limită, și asta este în absolut orice lucru pe care îl facem în lumea asta, nu are legătură cu mâncarea. Dacă avem o limită în absolut orice facem, toate sunt bune. Numai să nu facem un abuz din ele. Dacă facem un abuz, orice lucru face rău, știi cum e. Am înțeles, dar totuși acum discutăm despre masa de Crăciun. Hai să fim un pic mai indulgente când da. Ne permitem așa să facem unele mici excepții. După un post de... Cât durează la voi postul ortodox? O lună? O sincer lună să fiu, nu pot să-ți spun. Cam așa nu, ceva cred că durează. Nu țin acest post. Da, la nici eu. Însă, tu îmi spuneai că la restaurant vin în general cei... Nu e intră chiar în cultura noastră a românilor să petrecem masa de Crăciun. Poate cei tineri. Nu, să știi că, uite, cei tineri am observat... Cei tineri încep, nu? Nu, și acei tineri mănâncă masa de Crăciun în familie și apoi ies în oraș. La desert sau... La desert, la o băută, la distracție, discoteci și așa mai departe. Uh-huh. Încă nu am mers, nu ne-am obișnuit cu ideea că putem lua masa de Crăciun și la restaurant. Chiar dacă ți-am spus, pentru mine asta este un lucru de apreciat. Măcar o dată pe an stăm în familie, știi? Există acea legătură de familie. Uh-huh. Aș vrea să spun puțin câteva detalii despre mâncarea din jurul lumii, pentru că să știi că este foarte interesat. M-am tot interesat în acești ani de când lucrez ca șef bucătar de mâncarea din jurul lumii. Ce se consumă de Crăciun în Ce jurul lumii? Ce se consumă în jurul Chiar lumii? Este interesant. Să știi că sunt lucruri foarte uh-huh. interesante. De exemplu, în Portugalia, de bine de rău, cam în toată lumea se mănâncă o budincă de orez de Crăciun, inclusiv la noi la români am văzut că există această budincă de orez. Dar în Portugalia este un lucru foarte prețios, să-i spunem așa, din tradiția lor. În fiecare an, pe 24 decembrie, după ora 10 seara, au acest concept foarte bine bătut în cuie, părinții le fac copiilor această budincă de orez și îl mănâncă în jurul bradului, în așteptarea lui Moș Crăciun. Este ca un desert, da, este desert. Un desert uh-huh. special pentru venirea lui Moș Crăciun. Așa se spune. Este o chestie foarte interesantă. Deci nu-l așteaptă pe Moș Crăciun, nu-i pune lui Moș Crăciun niște dulciuri să-l ademenească, mănâncă ei acolo, da, mănâncă să-i facă poftă. Da. Gen mirosul o să vină și o să-l aducă pe Moș Crăciun. Apoi avem austriecii. Îmi place foarte mult ideea austriecilor, uite. Ei sunt oricum destul de tradiționali și sunt mai rigizi așa față de noi. Ei în seara de Crăciun mănâncă gâscă la cuptor, nici de cum porc. Această gâscă reprezintă de fapt respectul acestora față de anul care a trecut. Iar în noaptea de Revelion mănâncă crap fript. Crapul fript de apă dulce, care este tot un respect și noroc în același timp pentru anul ce vine. Știi că și la noi, oricum, în perioada după 12 noaptea de Revelion, dacă nu Revelion, mă înșel, se consumă pește. Se mănâncă pește uh-huh. și la noi. Pește uh-huh. și iepure, dacă nu greșesc. Da. Ei bine, și la ei același lucru, numai că se bazează foarte mult pe crap, mâncarea lor tradițională. Și se spune că ar aduce noroc după seara de Revelion pentru anul Aici nou ce vine. Aici este undeva o îmbinare între tradiție și superstiție și obiceiuri. Exact. Uh-huh. Apoi avem în Suedia. În Suedia sunt niște bomboane tradiționale. Seamănă cu caramelele, pot fi moi sau mai tari în funcție de regiunea în care te duci în Suedia, pentru că, la fel ca și în alte țări, și la noi, de exemplu, avem sarmale sau, eu știu, toate produsele tradiționale care se gătesc totuși diferit în funcție de regiune. E bine, așa este și în Suedia. Sunt aceste caramele făcute în casă de către casnice și apoi sunt ambalate frumos în diferite culori specifice Crăciunului și în funcție de culoarea respectivă se spune că copilului se va aduce diferite cadouri în funcție de culoarea pe care o primește de sărbători. Este o chestie foarte interesantă, așa, să vezi cum fiecare copil, în funcție de rasa din care provine, se bucură diferit de Crăciun. Exact. Dar uite că totuși avem lucruri în comun, Moș Crăciun pe care îl așteptăm toți. Și să știi că mă gândesc la mine când eram tânără, când eram mică și era spiritul ăla de Crăciun mică pentru puternic. Că tânără ești. Da. Era spiritul ăla de Crăciun atât de puternic când știai că l-aștepți pe moșul și te băgai în pernă și stă-ți dai și l-așteptai și parcă să-l prinzi și niciodată nu-l prindeam. Exact. Da, mă, crezi că niciodată nu-l prindeam. An și an la rând am încercat să-l prind pe moșul și nici până în ziua de astăzi n-am reușit să-l prind. Exact. Mereu a fost acest mister, să-i spunem așa. Știi cum se spune? Când suntem mici ne dorim cadouri, jucării, cărți de colorat și așa mai departe. Pe măsură ce creștem ne dorim atmosferă, prieteni, oameni lângă noi. Cred că așa observăm că ne Crăciunul schimbăm. În familie, până la urmă, indiferent că îl petrecem acasă sau la restaurant sau că optăm pentru un Crăciun vegetarian, important este sentimentul, nu? Atmosfera de Crăciun. Da.
Crăciun. Da, da, da. Are, uite, și din ce îmi povestești tu, toată lumea, chiar în jurul lumii, se pregătește și are ceva specific tot pentru a se bucura mai mult. Cred că cel mai specific și comun lucru care ne definește pe toți ca oameni în perioada Crăciunului este dragostea. Faptul că în perioada asta oferim și primim mai multă dragoste. Și cum dragostea trece prin stomac. Dragostea trece prin stomac, trebuie să facem și produse frumoase și gustoase. Uite, un produs care, pe mine, să fiu sinceră, nu m-a încântat, l-am gustat, dar nu m-a încântat. În schimb, este un produs tradițional și voi vorbi despre el. Este borșul de sfeclă cu găluște de ciuperci, făcut în Polonia. Da, știu, sună ciudat. Sună impresionant. Sună ciudat, știi că sfecla este dulce, da, ciupercile, da, da, au gust specific, care eu una nu prea l-aș îmbina. Dar ca și gust, să știi că era un gust balansat corect, uh-huh. În schimb, nu pentru mine. Nu știu, acum depinde, cum ți-am spus și mai devreme, depinde foarte mult de gustul fiecăruia. Ăsta este un produs specific polonez. În perioada ajunului, pe 24 decembrie, se mănâncă acest borș de sfeclă cu ciuperci. Apoi aduce noroc? Sau da, este tot o tradiție? Nu, aduce tot noroc, este tradițional polonez și numai femeile îl fac. Niciodată un bărbat nu va face acest borș, din câte am înțeles. Tradițional, ce putem să spunem. Da, corect. Da. Apoi avem lichiorul de ouă, binecunoscut, uite, și în Italia. În Italia se numește Zabaione, dar în Italia se mănâncă atât vara cât și iarna. În schimb, în America este foarte tradițional. Toți americanii, cred că s-ați văzut și în filme, se adună, da, în jurul bradului și beau acest lichior de ouă. Este un desert se foarte prepară? Bun. Se prepară are... cu... uite, eu îți voi spune rețeta clasică italiană. Acum, eu nu știu dacă e vreo diferență, că n-am făcut tradiționalul american, dar cred că tot pe acolo se bazează. Ou, zahăr și marsala este un vin dulce, roșu, italian. Acestea trei se combine și se face acest lichior de ou pe foc. Amesteci. Clasic cum se face și crema de vanilie clasică românească. Ou, zahăr, se amestecă, lapte, puțină făină. Asemănător este și eggnotul american sau zabaionele italian. Ouă, zahăr și acest marsala se amestecă, se lasă pe foc până devine mai gros puțin și apoi se răcește și se servește rece. Este un lichior interesant, bun. Ne și îmbată puțin, ne face să simțim și gustul tradițional al Crăciunului. Apoi încă o rețetă foarte interesantă, după părerea mea. Am făcut-o acum 2 ani de zile și mi s-a părut foarte interesantă. Este un pui înăbușit, servit cu ouă, care este tradițional etiopian. Etiopia este una dintre puținele țări din Africa care sunt creștini și sărbătoresc perioada Crăciunului, dar nu o dată cu noi. Și după 7 decembrie, sper că nu greșesc, cred că da, după 7 decembrie se sărbătorește Crăciunul, în funcție de calendarul vechi. Din, nu greșesc dacă spun, prima parte a Bibliei, da, prima parte a Bibliei, așa sărbătoresc ei Crăciunul. După cum vezi, fiecare rasă are o altă tradiție, exact, are un alt fel de a mânca și putem să optăm și pentru aceste lucruri. Pentru că eu sunt adepta schimbării. În fiecare an gust lucruri diferite, vreau lucruri diferite, acțiuni diferite, sentimente diferite, dacă se poate spune, de Crăciun. Așa că eu pot să le sugerez telespectatorilor noștri să guste și altceva decât tradiționalul românesc, porcul tradițional. Știu că nouă ne place ca români să mâncăm porc, perfect adevărat. Dar da, pentru că este tradițional, știu, este gustos, știu, face parte din obiceiurile noastre românești, dar de ce nu? Prezentul demonstrează faptul că oamenii vor mai mult și sunt dispuși, da, să încerce. Sunt dispuși la o pentru schimbare. Că ne apropiem de final. O singură întrebare mai am. Ok, mâncăm, este important să mâncăm ceva care este sănătos, care este gustos, să facem câteodată și mici excepții, de ce nu să încercăm și ceva nou. Dar cum facem să scăpăm de toată aglomerarea de pe masă? Adică să fie și ceva aspectos, contează și aspectul? Contează foarte gustăm mult. Gustăm altfel când arată să știi bine? Că, prima, pe scurt, un minut, prima apariție este masa. Trebuie să vezi o masă frumoasă, cu lumânărele, farfurii. Important este să facem în așa fel încât dacă avem farfuria fiecărui om în față, să nu o umplem de prea multe produse. Uh-huh. Putem să mergem pe ideea, fiecare are farfuria lui, facem niște platouri frumoase, aranjate, din care fiecare gustă. Pentru că n-ai de unde să știi oamenii de la masă care vor veni ce vor mânca. Deci în niciun poți caz da, nu poți pui aperitivul la fiecare în parte, gata, preparat. Nu, mai bine le dăm oamenilor ocazia să aibă de unde să aleagă. Este mai bine așa, atât pentru noi ca și gazdă, cât și pentru ei ca și musafiri. Prezentăm musafirilor ce am pregătit sau îi lăsăm pe ei să deguste? Este elegant? Sau? Este elegant să prezentăm, chiar să spunem, uite, asta este rețeta tradițională din partea mamei, din partea tatălui, chiar să spunem o istoriară mică despre acel produs, pentru că să știi că gustul are foarte mult legătură și cu afectivitatea.
dacă reușim să impresionăm musafirul nostru prin felul în care arată farfuria și printr-o mică povestioară despre cum mama sau tata ne făcea acest produs acum foarte mulți ani, să știi că omul respectiv va gusta altfel, va gusta cu sufletul. Și asta cred că este foarte important în perioada sărbătorilor, să guști cu sufletul. Întăză. Uite, eu special v-am pregătit vouă un produs, pentru mine are o mare importanță acest produs. Este un produs care mi l-a făcut tatăl meu de mică, după cum ți-am spus mai devreme. Este un filet de merluciu gratinat la cuptor, cu un piure de fasole și năut, asezonat cu nuci de Brazilia. Acest produs este un produs foarte ușor în primul rând, dar și foarte bun. Foarte, foarte bun, ca și gust. Încheiem cu prezentarea acestui produs. Îți mulțumesc mult că am călătorit împreună prin bucătăria internațională, bucătăria tradițională. Ai venit cu foarte multe informații și cu foarte multe curiozități. Ne revedem și la o altă emisiune. Sărbători fericite îți doresc. Sărbători fericite îți doresc și eu, Carmen, și tuturor telespectatorilor noștri, să trăim această perioadă în liniște, pace și multă iubire acasă, cel mai important. Așa să fie. Noi luăm o scurtă pauză și revenim în câteva momente. Puțin și vine weekendul. Vă invit să facem un popas și nu orice fel de popas, ci unul folcloric. În fiecare seară de vineri, începând cu ora 20, vă invit să cunoaștem împreună drumul succesului al interpreților de muzică populară, să cunoaștem graiul cântecului oltenesc și tradițiile. Sunt Claudia Cocoș și vă invit să fiți alături în fiecare seară de vineri să începem weekendul cu veselie, începând cu ora 20 la popas folcloric. A revenit la noi în platou. Mulțumesc mult florăria Nadia pentru aranjamentul de flori. Mulțumesc Florin Burescu Atelier pentru ținută. În partea a doua emisiune am invitat-o pe Carmen Paraschivu de la Clubul de Copii Căsuța de Povești, cu care vom discuta despre petrecerile tematice pe care le putem organiza cu ajutorul lor și despre piesele de teatru interactiv pe care ei le pregătesc și le prezintă periodic pentru copii mai mici, dar și cei un pic mai mari. Bună, Carmen, mulțumesc că ai venit la mine în emisiune. Bună, bine te-am găsit! Mulțumesc mult că m-ai invitat. Este o onoare să fiu aici alături de tine și mă bucur că mi-ofer ocazia de a vorbi despre acest proiect, Fabrica de Povești, un proiect la care noi am pus foarte mult suflet și care vrem să devină așa un punct de referință în lumea asta a copiilor și așa mai departe. Cu mare drag, mai ales că weekendul trecut chiar am fost la voi, la o piesă de teatru interactiv pentru copii și am rămas foarte plăcut impresionată de ceea ce se întâmplă acolo. Așa că aș vrea să dezvoltăm subiectul și să ne povestești tu mai multe despre ce înseamnă, ce presupune practic acest teatru interactiv. Mă bucur că v-a plăcut. În primul rând, teatru interactiv presupune că luăm copiii și îi transformăm din spectatori pasivi în spectatori activi. Copiii sunt implicați în tot ceea ce se întâmplă pe parcursul spectacolului, cântă alături de personaje, dansează, așa cum ai văzut și tu. Săptămâna trecută, fiind vorba despre Crăciun, am lucrat așa și o mică jucărie, un ornament de Crăciun. Așa, în teatru interactiv încercăm să le dăm libertatea copiilor de a se exprima. Pentru că atunci când merg la teatru în mod normal, sunt învățați să stea într-un scăunel, să facă liniște, cum e la teatru. Exact. Noi le dăm libertatea să facă ce vor ei, să facă câtă gălăgie vor ei, să vorbească cu personajele, să interacționeze și să se simtă bine și liberi. Pe asta marșăm foarte mult, pe a-i face pe copii să se simtă cât mai liberi. Care este grupa de vârstă căreia voi vă adresați? Noi ne adresăm copiilor începând cu vârsta de 3 ani și putem merge undeva până spre 10, 11, 12 ani.
acum, de exemplu, weekendul acesta, cel mai mic copil a avut 2 ani și 8 luni, iar cel mai mare 14. Și toți s-au simțit la fel de bine, toți s-au implicat la fel în activități, deci eu zic că am reușit cumva să îi atragem de partea noastră. Este bine că cei mici fac o diferență între teatrul clasic, acolo unde sunt învățați că trebuie să respecte niște norme, să nu mănânce în timpul spectacolului, să facă liniște, și diferența și pe de altă parte teatrul interactiv, unde ei pot să devină până la urmă, de ce nu, un personaj, un actor. Da, să știi că la început, chiar și weekendul acesta, când am avut primele spectacole, acum începem proiectul, suntem abia la început, copiii la început au fost puțin dezorientați, așa, nu înțelegeau ce se întâmplă, pentru că știau că vin la teatru și se așteptau la ceva, și la început au fost puțin timizi, dar din momentul în care și-au dat seama că pot să spună și ei, să-și spună părerile, doleanțele, deja a fost altceva, da. Și s-au implicat, au vorbit cu personajele. Asta am observat și eu, pentru că unii dintre ei făceau și la început să toată lumea să facă niște, să asculte și să vadă piesa de teatru. Da. Asta este o ocazie bună și pentru părinți, care le pot explica diferența între cele două tipuri de teatru și copiii să prindă gustul și unui spectacol văzut în tihnă și în liniște și să știe când să aplaude, să știe să-l aprecieze, dar și o piesă de teatru interactivă. Da, cred că în primul rând părinții trebuie să vină să vadă despre ce e vorba, pentru că așa cum spuneam, weekendul acesta am avut și părinți care au vrut să intre în sală cu copiii, fiind copiii mai mici. Noi sugerăm să nu intre părinții cu ei, pentru că le distrag atenția. Când e mami aici, mami, stai să te trag puțin de fustiță și așa mai departe, dar părinții trebuie să știe că atunci când vin la un spectacol de teatru interactiv este un lucru total diferit față de un spectacol de teatru normal, și să nu aibă așteptările, să nu aștepte un spectacol regizat cap-coadă, să știe că lucrurile se schimbă pe parcurs în funcție de poveștile cu care vin copiii, totul se întâmplă atunci pe loc și niciun spectacol nu va semăna cu altul. Da, există o structură, există niște personaje, dar în linii mari, pentru că copilul vine și îți spune o poveste și poate găsești un punct de plecare de acolo și actorii se pliază. Da. Deci atunci poate ar fi bine părinții să vină, cei care nu știu despre ce este vorba, să asiste la o parte la început și apoi să-și lase copiii să fie creativi, să vină liber. Odată la un spectacol și după aceea... Se așteptă la cafea aceea... în sala de lângă, pentru că trebuie să precizăm că la voi acolo, la club, sunt mai multe săli unde părinții pot aștepta copiii liniștiți. Da, părinții pot să aștepte copii, mai avem mici aranjamente de făcut deocamdată, în curând vom monta și niște camere în camera copiilor unde se desfășoară activitățile. Se poate urmări și, pe da, un monitor la părinți unde vor putea urmări activitățile ca să stea liniștiți că sunt în regulă copiilor și copiii să nu fie distrași și așa mai departe. Cam care este capacitatea sălii? Să zic 15 sau... Capacitatea poate fi de până la 40 de copii, dar înțeles. Pentru un spectacol de teatru interactiv noi preferăm să nu ocupăm mai mult de 20 de locuri, pentru că totuși 20 de copii sunt destul de greu de ținut în frâu și atunci trebuie să ne limităm așa cât de cât. Prezintă-mi puțin echipa ta, personajele, actorii, cei cu care lucrezi. Actorii, în primul rând lucrez cu regizorul Florin Paraschivu. El este cel care montează spectacolele, textele le facem împreună, pornind de la povești, de la o idee și așa mai departe. Iar actorii sunt studenți sau absolvenți ai Departamentului de Arte din Craiova, secția actorie. O să lucrăm cu mai mulți actori în funcție de nevoile unui spectacol și în funcție și de programul lor și așa mai departe. Deci într-o zi, practic, într-un weekend de teatru interactiv, ei participă la această piesă de teatru unde pot fi când spectator, când personaj, da. Apoi realizează, faceți voi ceva, un fel de handmade, de lucruri. Da, am plecat cu ideea acestui atelier, exact. Să-l numim așa, de la handmade, de la lucrușoarele create, așa, din ce găsești prin casă, ca să spunem așa. La spectacolul de Crăciun a fost vorba despre un om de zăpadă creat dintr-un ciorăpel și niște vată și colorat cu un marker și așa mai departe. Sunt lucruri simple pe care oricine le are la îndemână. Sunt ușor de folosit de copii. Nu au nevoie de foarfecă, de așa exact. Mai departe.
și copiii se bucură și chiar am avut o fetiță care zicea, wow, nu știam că pot să fac așa ceva dintr-un ciorăpel. Mm-hmm. Și atât de simplu. Și probabil o să le ofere atunci mai departe părinților, prietenilor, da, să exact. Aibă satisfacție. Sunt, le rămân lor și sunt lucruri făcute de ei și le dau mm-hmm. mai departe. Sau le pun la pom sau în pom, depinde de preferințele fiecăruia. Care sunt beneficiile teatrului acestuia interactiv? În primul și în primul rând îi ajută pe copii să interacționeze atât între ei cât și cu publicul, să lase timiditatea deoparte, îi ajută să-și dezvolte creativitatea, pe lângă faptul că află lucruri noi, învață povești noi, învață să danseze, de ce nu? Încercăm așa, să implicăm cât de mult se poate și ei vor pleca acasă sigur, ori cu un cântecel învățat, ori cu un om de zăpadă. Da. Exact. Pe lângă aceste piese de teatru, ce activități mai aveți? Mai organizăm petreceri private pentru copii, serbări la grădiniță, adică vin grădinițele la noi și organizăm acolo serbări și cursuri de teatru, de pictură și de engleză. Uh-huh. În curând o să mai dezvoltăm așa paleta, cum spuneam, suntem abia la început și pornim încet și sigur. Și cursurile de pictură se adresează aceeași categorie de vârstă. Îmi spuneai tu... Categoria de vârstă... Cam de la ce vârstă? 5 ani? La pictură și la teatru, noi am zis că începând cu vârsta de 4 ani. 4 ani? Da. Acum, dacă un copil este mai dezvoltat și la 3 ani vorbește, e atent, fiecare părinte își cunoaște copilul, se poate, sigur că da, se poate uh-huh. să vină, nu este nicio problemă. Noi avem grupele de vârstă structurate așa, 4-7 ani, 7-10 și 10-13. Cu ce pictează? Trebuie să vină cu ceva de acasă? Nu trebuie să vină cu absolut nimic de acasă, uh-huh. găsesc la noi absolut tot ce le trebuie. Cu ce pictează? Sunt acuarele pe bază de apă, asta știe profesoara de pictură, uh-huh. care este absolventă de arte plastice, ea știe tot ce... Și cu operele de artă, ce se întâmplă? Le iau acasă sau faceți expoziție? Dacă vor să le ia acasă, sunt bineveniți să le ia acasă. Uh-huh. Dacă nu, le avem expuse acolo la noi în fabrică, pe un perete, facem așa, le punem da. Pe toate. Și cursurile de actorie cum se desfășoară? Sau când se fac înscrierile? Înscrierile se fac... în prezent și vor începe din luna ianuarie. Părinții pot să-și aducă copiii la un curs gratuit ca să vadă dacă copilul rezonează cu ce se întâmplă acolo și vrea să stea. Cursurile de actorie, acolo nu vorbim despre a învăța, să spunem, o poezie sau primesc rolul de copăcel și ce trebuie să fac. Noi încercăm să-i aducem pe copii, să-i facem să vină ei cu propuneri, să se joace. Încercăm să-și aleagă ei ce poezie vor să spună. Uh-huh. Nu le dăm o poezie și învățăm cum să o spunem, învățăm cum să ne alegem poezia care ne place cel mai interesant. Mult. Uh-huh. Și toate aceste în legătură cu cursurile care se pot face la voi, unde găsim toate informațiile? Adică mă gândesc pentru cei interesați, dacă aveți un site sau o pagină de socializare. Informații găsesc pe pagina noastră de Facebook, Fabrica de Povești, exact așa, sau la numerele de telefon pe care le găsesc tot acolo, ne pot suna, pot să vină să vorbească cu noi, să vadă despre ce este vorba. Deci, practic, toate aceste activități sunt gândite cumva pe lângă activitatea de la școală, din clasele primare și de la grădiniță, nu? Da, cumva exact. Cumva să completeze. Să completeze. Noi credem foarte tare în faptul că arta îi ajută pe copii să se dezvolte și suntem convinși că părinții din zilele de astăzi își dau seama că cei mici au nevoie de astfel de activități. Uh-huh. Noi vrem să învățăm copiii că sunt liberi să facă și să gândească tot ce vor ei. Vrem să învățăm copiii că un copac nu este verde cu maro, poate să fie albastru, portocaliu, roșu sau ce culoare vor ei să fie. Uh-huh. Pe asta mergem foarte mult.
Îmi spuneai puțin mai devreme despre petreceri, că voi aveți practic animatori care se duc la petreceri, diverse personaje. Cum ia lumea legătura cu voi și care este demersul, să spun așa? Oamenii iau legătura cu noi tot așa pe pagina noastră de Facebook, Fabrica de Povești, sau la numerele de telefon, sau ne găsesc direct la sursă la Fabrica de Povești. Ce întrebați pe părinți sau cum discutați înainte, cum alegeți personajul? În primul rând îi întrebăm pe părinți ce vârstă au copiii. Câți copii, despre câți copii vorbim, pentru că în funcție de asta stabilim dacă ne trebuie un animator sau doi sau trei și pentru cât timp, așa, pentru cât timp, și ce activități ar vrea ei să se desfășoare, pentru că sunt părinți care ne cer numai jocuri, doar jocuri și atât. Sunt părinți care cer numai face painting sau modelaj din baloane sau le vor combinate. Încercăm să facem așa o listă cu preferințele copiilor și de acolo să pornim în organizare cumva, pentru că noi trebuie să ne organizăm dinainte. Da, să știi că aud și am auzit de la mai multe mămici care au întâmpinat o dificultate în sensul că au chemat la petrecere un personaj și nu a fost agreat de toți copiii. Cum treceți peste? Sau este un risc asumat sau poate fi cumva evitat? Poate fi cumva evitat, dar niciodată nu poți să fii 100% sigur. Pentru că poate părintele, noi încercăm să vorbim cu părinții, să fim siguri că nu se sperie, mai ales când este vorba despre mascote sau despre clovni, că acolo este o problemă. Încercăm să vorbim cu părinții dinainte lucrul acesta, dar poate că mămica uită să întrebe mămica unui alt copil și copilul acela se sperie. Este un risc pe care ți-l asumi cât de cât, pentru că copiii sunt imprevizibili și nu ai de unde să știi niciodată cum vor reacționa. Sunt copii care spun că îl iubesc pe Mickey Mouse și când ajung față în față cu el, sunt timizi, se mai sperie. N-ai de unde să știi cum reacționează un copil. Dar în mare trebuie discutat puțin înainte. Da, în mare nu am întâmpinat astfel de situații. Sperăm să nu întâmpinăm, dar nu se știe niciodată. Vorbim despre personaje. Care sunt personajele îndrăgite în sezonul acesta, să spunem, sau anul acesta? Da, ai dreptate. În sezonul acesta, pentru că se schimbă de la un sezon la altul, veșnicii Mickey și Minnie, ei sunt cei mai îndrăgiți, nu se demodează niciodată. Chiar de cât timp faceți lucrul ăsta cu personaje? Noi ca și echipă suntem împreună de aproape 3 ani. În particular fac asta de 7 ani. Deci ai trecut prin foarte multe sezoane și generații. Exact. Sezonul acesta a fost cel mai cerut personaj Elsa din Frozen și Anna la pachet. Așa. Iar la băieței Spider-Man, care este universal. La băieței e foarte greu cu alt personaj. Ei îl vor pe Spider-Man și atât. Și la fetițe ceva mai măricele, anul acesta a fost în trend Violeta. Da, un personaj tot Disney, dacă nu mă știu. Dar un personaj este de desen Disney, animat, este da, un este film, un nu? Film, da. un serial cu muzică, dans. Anul păi aveți și niște costume foarte frumoase. Le închiriați, le faceți, le cumpărați? Sau cum... Sunt ale noastre, unele sunt făcute la croitorie, altele sunt cumpărate. Când găsim diverse costume, le achiziționăm. Și vorbeam despre personajele sezonului și bănuiesc că este și Moș Crăciun. Acum, da, personajul acestui sezon. Moș Crăciun, Crăciunița, elfii, astea sunt cele mai căutate în perioada asta. Cam cât costă, dacă poți să-mi spui, măcar estimativ, așa, pentru o petrecere acasă, dacă vrei cadourile să fie aduse de un Moș Crăciun? Un Moș Crăciun în seara de ajun variază începând de la 100 de lei, poate să ajungă și până la 500 de lei, în funcție de câți copii participă la petrecere. Pentru că în funcție de asta timpul se mărește și la noi se calculează totul în timp. Până la urmă. Am înțeles. Și se face programarea cu cât mai repede, cu atât mai... Da, deja deci cu programare. E un pic târziu, dar încă mai avem câteva locuri libere pentru seara de ajun.
Și cu grădinițele cum procedați? Veniți voi cu scenariul sau se face o colaborare și faceți un scenariu împreună cu reprezentanții unei grădinițe? Pentru sărbare? Pentru sărbare mă refer. Păi avem două variante. Fie ei doar închiriază spațiu și atunci noi le punem spațiu la dispoziție și eventual Moș Crăciun sau în funcție de preferințele lor, fie lucrăm împreună și atunci ne implicăm activ în crearea sărbării, îi ajutăm pe educatori cu poezii, îi ajutăm să lucreze cu copiii altfel. Depinde de preferințele fiecăruia până la urmă. Uh-huh. Și de cum le e mai comod educatoarelor în mare parte. Am înțeles, cum le este și mai ușor până la urmă. Da. Pe lângă proiectul acesta, Fabrica de Povești, tu te mai ocupi și de proiectul Ursitoare de Poveste. Da. Spune-mi puțin despre tradiția asta, cum este primită, cum se desfășoară, mai mult la botezuri, nu? Este o tradiție pentru botezuri și un eveniment, un spectacol pentru, exact gândit pentru acest eveniment festiv. Da, tradiția asta cu ursitoarele este un pic răsturnată în zilele noastre, pentru că ursitoarele practic vin la a treia zi după nașterea copilului. La noi s-a creat așa o modă cu ursitoarele la botez. Ele vin și ursesc de bine, avem și o vrăjitoare care vine un pic să încurce lucrurile. Care este lucrurile. Legătura cu vrăjitoarea? Okay, înțeleg că vin... Noi am gândit-o în felul următor, nu știu celelalte trupe de ursitoare și uh-huh. așa mai departe, dar noi am gândit tot spectacolul pornind de la povestea frumoasă din Pădurea Adormită, unde apar ursitoarele și ursitoarea rea, uh-huh. vine și ea și îi ursește fetiței să se înțepe într-un ac. Ele sunt conștiente că nu vor putea să taie vraja de tot, să o rupă, uh-huh. Și atunci încearcă să îmblânzească cumva blestemul pe care îl aruncă vrăjitoarea cea rea. Așa este și la noi. Noi suntem conștienți, iar ursitoarele sunt conștiente că nu poți să ursești numai de bine unui copil și că cu siguranță va întâmpina și greutăți. Va fi o luptă între bine și rău pe tot parcursul vieții până la urmă. Dar încearcă să îndulcească pedepsele, ca să le spune așa, pedepsele primite de la vrăjitoare. Dacă la primul proiect mai mult se adresau copiilor, acum copiilor mici, acum este mai mult pentru spectatorii, da, pentru cei care pentru participă părinți. La un eveniment, mai mult pentru părinți, pentru poze, pentru că cei mici, bebelușii, practic sunt prea mici să înțeleagă ceva. De cele mai multe ori am văzut că dorm, pentru că, așa cum ai spus și tu, ursitoarele chiar apar la majoritatea botezurilor. Este un must have, ca să spun așa. Da, exact. Ceva de trecut pe listă. Cum este candy barul, așa este și trendul ăsta cu ursitoare. Deci facem mai mult deliciu invitațiilor și copiilor prezenți la eveniment, dacă sunt, și în general sunt la botez. Da, până la urmă este o formă de entertainment și este o încercare a părinților de a oferi ceva mai mult invitațiilor. Ceva mai mult decât un banal botez la care nu se întâmplă nimic. Părinții încearcă să aducă ceva și, ca să spunem sincer, este un spectacol pentru sufletul părinților, pentru că este emoționant atunci când ești părinte, este emoționant un astfel de spectacol. Da, și pozele sunt mult mai spectaculoase și mai expresive, da. Veniți cu niște costume foarte frumoase. Știu că tu ești o proaspătă mămică, da. Ai o fetiță de o lună, o lună și jumătate. O săptămână. O lună și o săptămână. Astăzi, o lună și o săptămână. Să mulțumesc. Păi o să o duci tot așa în spiritul ăsta de poveste, ea practic chiar o să crească într-o casă de povești și de poveste. Da, pe ea îmi doresc foarte mult să o educ să fie liberă, în primul rând. Libertatea este, cred că, cea mai de preț comoară și îmi doresc foarte tare ca ea să crească într-o lume frumoasă. Bineînțeles, o voi învăța că există și lucruri rele, dar o voi lua cu mine la toate evenimentele, așa cum s-a întâmplat și săptămâna trecută când am scos-o din casă să o aduc la spectacol. N-a rezistat ea prea mult. Când spuneai de cel mai mic spectator, dar până la urmă, da, fetița, până la urmă a fost. Fetița mea a fost. Da, ea n-a rezistat pentru că este prea mică încă ca să înțeleagă ce se întâmplă, dar îmi doresc foarte tare să-i ofer o educație un pic altfel. Uh-huh. Și ceea ce faceți voi este un pic altfel față de restul meserilor, să spun așa, unde te duci la birou, stai 8 ore, este un cu totul alt calup. Lucrurile stau cu totul altfel. Cum ai avut curajul sau cum te-ai apucat să faci până la urmă afacerea asta, ca să-i spunem așa, activitatea?
Da. Așa cum ți-am spus, lucrez de mult timp cu copiii și îmi sunt tare dragi, îmi plac la nebunie. Și eu am terminat facultatea de actorie, deci sunt actriță. Am început așa, treptat și până la urmă am zis, băi, dar de ce nu să am ceva al meu și să fac eu așa cum îmi place mie? Pentru că, de exemplu, la Ursitoare, cum s-a întâmplat cu Ursitoarele, majoritatea trupelor din Craiova au același text. Au același text, aceleași mișcare, costumele seamănă. Acum. Costumele seamănă. Și atunci am zis, eu vreau să-mi creez un text al meu și să fie totul diferit și să fie deosebit. De asta sunt părinți care ne cer filmări, care vor să vadă pe YouTube. Noi nu punem pe YouTube filmări pentru că nu vrem să pățim același lucru. Uh-huh. Te referi practic la un fel de prezentare, nu? La un filmuleț de prezentare. Da, la un filmuleț de prezentare. Și atunci totul merge pe recomandare până la urmă. Da, oricum, asta este cea mai bună publicitate, este recomandarea. Părinții te văd într-un loc sau cineva îți spune despre tine și este cea mai bună formă de publicitate. Și practic ai terminat facultatea de actorie și apoi te-ai apucat direct de treaba asta sau ai activat puțin, ai jucat în câteva piese de teatru până când ți-ai găsit drumul, să spun așa? Eu am jucat în câteva piese până înainte să... Făceai în paralel? Da, făceam în paralel pentru că nu este o chestie restrictivă în niciun fel. Și am jucat, dar în regim independent, am jucat puțin și la Teatrul Național, dar pe colaborare și simțeam că nu e suficient pentru mine și că am nevoie de ceva mai mult. Și asta mă împlinește. Cu siguranță în domeniul ăsta ai și ceva întâmplări amuzante pe care, care ți s-au întâmplat. Poți să ne spui câteva? Lucru cu copii, bănuiesc că vă au cele mai, nu știu, ce v-au cerut de Moș Crăciun sau ce secrete vă împărtășesc. Spune puțin din culise. Mi s-a întâmplat ca la petreceri copii, fetițele să se apropie mai mult de mine și să înceapă să-mi povestească diverse lucruri. La o petrecere chiar mi s-a întâmplat ca fetițele să nu mai vrea să se joace și pur și simplu au vrut să stea și să vorbim despre iubiți. Despre iubiții lor. Vorbim aici de copii foarte mici. Vorbim aici de copii de clasa 0, grupa 0 erau fetițele respective. Da, e un lucru amuzant, știi, tot timpul părinții întreabă și cine este iubitul tău la școală și și de aici s-a plecat. S-au întâmplat tot felul de treburi din astea amuzante, copii care plâng că nu mai vor să plece de la petrecere sau nu vor să te lași să pleci. Mai stați un pic, nu? Mai stăm, că nu te lasă sufletul să lași copilul plângând. Mai stăm un pic acum. Și dacă trebuie să fugi la o altă programare, trebuie să fii... Încercăm să ne lăsăm, un timp pentru situații de genul ăsta, pentru că sunt destul de dese situațiile astea. Și atunci ne lăsăm o marjă de timp să nu ne suprapunem. Asta cred că este un lucru foarte bun, pentru că atunci când lucrezi cu copii, ora fixă nu este tot timpul foarte ușor de respectat și atunci dacă ați pleca exact în momentul în care se termină timpul, să zicem, alocat spectacolului vostru, i-ați lăsat poate în lacrimi sau ușor dezamăgiți, bănuiesc că toți vor să facă poze cu voi. Da. Nu, încercăm să ne lăsăm un timp destul de... să fie suficient în funcție de ce activități desfășurăm și așa mai departe, pentru că nu încep niciodată la timp, copilul trebuie schimbat, trebuie să-i dai să mănânce și așa mai departe și atunci ne luăm o marjă de eroare ca să nu întârziem la alte evenimente, pentru că nu este profesionist întârziem. Corect, așa este. Ce alte proiecte mai aveți pe viitor? Pe viitor, noi avem planuri mari. Noi încercăm să cumva să ajungem la educația Montessori. Este un tip de educație în care copilul este lăsat liber să aleagă ce îi place și ce vrea să facă. Este învățat matematică fără să fie obligat să învețe matematică, prin joc, și noi acolo ne-am dorit să ajungem. Este și stilul acela, dacă nu mă înșel să mă corectez, dacă cumva greșesc, fără teme acasă, totul se întâmplă în timpul orelor de lucru. Exact, iar la acest gen și de educație... Și copiii învață prin joc și joacă, nu? Da, exact, iar la acest tip de educație pot să participe copii începând cu vârsta de un an. Și atunci cum îi diferențiezi? Asta mă interesează foarte mult. Le dai calificative, le dai note sau este, nu știu, ce sistem este?
Este același sistem de notare? Nu este același sistem de notare, dar copiii sunt pregătiți pentru a putea da examenele care se dau și în învățământul clasic. Uh-huh. Deci ei promovează, practic, cursurile, dar la un moment dat vor fi obligați să intre în sistemul clasic de învățământ, pentru că deocamdată așa este la noi în România, și vor fi pregătiți. Se folosesc manuale sau este totul, să zicem, pe lângă manuale? Se folosesc și clasicele fișe de lucru sau ce se poartă? Acum am văzut că se poartă foarte mult lecțiile făcute pe online, la modul cu video, cu CD-uri, cu muzică. Da, încercăm să nu intrăm foarte mult pentru în mediul online. Sunt destul de mici. Am înțeles. Încercăm să nu intrăm foarte mult în mediul online. Bineînțeles că există un fel de fișă de lucru. Există niște obiective pe care copiii trebuie să le atingă. Și... Dar totul este foarte lejer. Dar totul este foarte, foarte deci, lejer, prin joc exact. Și joacă se pot atinge foarte multe performanțe. Da, și foarte multe. Nu este neapărat un sistem de învățământ sau de creșterea creativității care să fie în defavoarea celuilalt clasic. Fiecare vine cu beneficiile lui. Exact. Îți mulțumesc mult, Carmen, pentru că ne-ai descris activitățile minunate pe care voi le faceți la Fabrica de Povești. Îți mulțumesc și pentru prezența la mine în emisiune. Sărbători cu bine și să ne mai vedem la teatru. Mulțumesc mult de tot și vă aștept. Aștept și telespectatorii. Noi suntem acolo și suntem liberi și deschiși la orice fel de propuneri și putem să găsim o variantă atunci când părinții își doresc să colaborăm. Foarte frumos. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, mulțumesc Florăria Nadia pentru flori, mulțumesc Florin Burescu Atelier pentru ținută. Vă doresc dumneavoastră un weekend plăcut, sărbători cu bine și ne revedem weekendul viitor la o nouă ediție din Urban Chic. Numai bine, la revedere!